Vedeți ce frumoase sunt? Așa. Deci cu această formă, făcută în casă sau cele mici făcute cu duiul nostru în formă de stea. Împingem. Așa. Și aici tăiem cu cuțitașul. Așa. Apăsăm puțin și punem puțin din pistilul roșu. Luăm așa cu. Sau puteți pune o cireașă. Uitați ce avem pe 300 de făină. 150 de grame de unt. 85 de grame de zahăr pudră. Un ou. Un praf de sare, coajă de lămâie, a mea este rasă și pusă cu zahăr în borcanel și eu țin la frigider și dulceață, cât este necesar ca să punem în această bază de 18. A mea este din hârtie, dar puteți face în orice fel de formă. Așa. Și acum o să punem ingredientele într-un vas, am să dau dulceață deoparte. Și vom pune făină, vom pune untul, așa. Vom pune un praf de sare, am să iau și am să pun așa un praf de sare. Punem și zahărul, le punem pe toate și le amestecăm. Punem coaja de lămâie și oul și amestecăm încet. Imediat o să amestecăm cu mânuțele. Bine ați venit la prăjituri cu camele și bucate gustoase și nu numai. Așa, mă găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo găsiți de la rețete dulci, la rețete sărate, la rețete de săpunuri realizate la rece, tratamente pentru păr, uleiuri medicinale, creme pentru ten, pentru corp și multe, multe altele. Chiar și matematică pentru copii până în clasa 8-a. Găsiți. Exerciții rezolvate, probleme la algebră și geometrie. Așa, și acum o să frământăm cu mânuța. O să dau deoparte torul. O să-l pun așa aici, pe masa de lucru. Și să-l strângem așa frumos. Voi împărți aici în trei bucățele și una o dăm deoparte. Și acestea vreau să le colorez. Și aici voi pune puțin galben. Roșu. Îmi arăt imediat și culorile. Eu mi le-am pregătit înainte. Și tot roșu. Culori în gel. Vedeți? Cătuiuțe. Așa, le vreau puțin mai arce, aprinse culori. Secret. Eu am această formă, este făcută de tăticul meu sau puteți face cu o formă în stea, vedeți? Așa. Și a mea este făcută de tăticul meu și să vedem cum facem aceste fursecuri cu acești romuri de aluat și le introducem aici în și cu un cuțitaș o să ne ajutăm să tăiem. Așa, și împingem, vedeți? Împingem pe toate părțile. Apăsăm așa puțin.
și tăiem. Așa. Și în mijloc putem pune o biluță. Tot din aluat. Vedeți? Deci ori facem cu această formă sau putem face și cu aceasta. Ia să vedem cum iese. Să vă arăt. Așa. Și apăsăm aici până iese. Ia uitați. Și tot la fel putem pune o bucățică de aluat în mijloc, vedeți? Așa. Deci ori cu una, ori cu cealaltă. Așa, și să terminăm de făcut aceste fursecuri. Deci apăsăm, vedeți, pur și simplu, apăsăm cu degetul. Așa. Așezăm aici pe hârtia noastră de copt sau pe masa noastră de lucru. O să le dăm la rece înainte de a le băga la cuptor. Așa. Putem pune și o culoare mov, puteți pune și o cireașă, dacă doriți, o bucată de nucă. Ia uitați. Așa. Și să facem și cu cel mic. Mai iau o bucățică de aluat, vedeți? În formă de stea. Așa. Și apăsăm. Vedeți, iese. Și apăsăm încet. Și scoatem. Și tot la fel punem o bucățică de aluat în mijloc. Sau ca să fie și mai frumos, putem face, așa, am să bag și puțin roșu în mijloc. Ați văzut? Am băgat și puțin roșu și punem din nou pe deasupra. Și ia să vedem ce ne iese. Și apăsăm. Așa. Și să facem pistilul cu o sită și să-l facem cu un galben un pic mai închis. Și punem bucățica noastră aici în sită, o ținem cu degetul și apăsăm și tragem, vedeți? Ia uitați. Așa. Și acum cu o pensetă, ia să văd o pensetă aici. Cu o pensetă vom lua și vom așeza aici deasupra. Vedeți? Vom lăsa. Vedeți? Și putem împinge puțin, puțin, așa ca să se lipească bine. Și facem aceeași operație și cu această formă pentru decorat torturi cu undui. Am să pun puțin roșu în interior, o bucățică peste galben. Adaug din nou puțin alb peste roșu. Așa. Și facem. Suntem atenți și la cuptor. Așa. Și vedeți, scoatem și apăsăm aici puțin. Ia uitați. Și acum putem pune din pistilul nostru. Peste luăm și așezăm așa aici.
ajutăm și cu degețelul și împingem. Putem pune și colorat. Ia, uite cum sunt. Așa. Și să mai facem. Să facem și cu mov. Deci am să pun aici puțin mov. Și am să apăs așa. Sprijinim așa pe și ia uitați. Ridicăm puțin și apoi împingem. Și apăsăm și tragem. Și în mijloc putem pune tot la fel pistil să facem roșu. Îl punem aici de desubt la sită și împingem, pur și simplu împingem cu degetul. Ia uitați. Și acum luăm cu o pensetă și punem aici deasupra. Așa, și împingem puțin. Căzuna. Și le dați mai întâi la frigider să se întărească puțin, apoi le puneți în tavă și le dați la cuptor. 180 de grade. 15 minute, nu mai mult. Așa. Am să mai iau puțin roșu, vedeți? Și punem de desubt și cu degetul împingem. Și împingem. Uitați cum iese. Așa. Și cu o pensetă luăm și așezăm aici pe mijloc. Uitați ce frumoase sunt. Fursecuri. Acesta este un aluat simplu. Ia să facem și cu roșu aici. Așa. O să pun roșu și aici. Să mai facem una micuță. Vedeți? Undui. Undui în formă de stea. Apăsăm și împingem. Aici. Apoi ridicăm puțin și apăsăm. Așa, și trage. Și aici putem pune un pic de alb în mijloc. Așa. Ne uităm și la crostată. Așa, imediat o scoatem să vă arăt. Cum termin. Așa, mai facem încă unul mic. Deci apăsăm. Aceasta este roșie. Ca o danteluță. Și punem din pistilul nostru galben. Deci pur și simplu împingem cu degețelul și luăm de aici și îl așezăm aici pe mijloc. Ia uitați ce frumusețe. Vedeți? Așa. Mai facem unul mare. Și tăiem. Aici tăiem cu cuțitașul. Uitați ce frumos. Așa. Și în mijloc putem pune și mov. O biluță. Avem sita noastră. Punem pe dedesubt. Și împingem cu degetul. Vedeți? Ia uitați cum iese. Așa. Și acum luăm cu penseta și punem aici în mijloc
Și apăsăm așa puțin. Ia uitați, ia uitați ce frumoase sunt. Așa, și ce ne-a mai rămas? Aici în interior nu mai avem, este gata și o să scoatem. Așa. Deci aceste mici făcute cu duiul și cele mari cu această formă făcută de tăticul meu. Deci ca acum foarte, foarte, foarte mulți, mulți ani. Așa, și o să facem și una nouă. Așa. Și tot așa am să pun alb. Aici în mijloc. O să le iau pe tot. Așa. Sau putem pune și roșu. Cum ne place, că este mai frumos. Ia uitați. Facem o mică presiune. Așa. Aceste fursecuri. Ia uitați ce frumoase sunt. Vă pup. O zi frumoasă în continuare. La revedere și multă, multă sănătate. Și ne vedem și mâine dimineață. Tot așa în jurul orei 11. Aici pe TikTok. Vă pup, la revedere și vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost astăzi alături. Pupici, multă sănătate, la revedere pe mâine!